În cea mai întunecată perioadă a istoriei germane, într-o vreme în care mulțimile instigate aruncau cu pietre în geamurile proprietarilor de magazine nevinovați, într-un timp în care femeile și copiii erau umiliți în public, Dietrich Bonhoeffer, un tânăr pastor, a început să vorbească public împotriva acestor atrocități. După ani de încercări de schimbare a mentalității oamenilor, Bonhoeffer a venit acasă într-o seară și propriul tată i-a spus că doi bărbați îl așteptau în camera lui să-l ia cu ei. În închisoare, Bonhoeffer a început să mediteze la modul în care țara sa, de poeți gânditori, se transformase într-un colectiv de lași, excroci și criminali. În final, a ajuns la concluzia că rădăcina problemei nu este răutatea, ci stupiditatea. În celebrele sale scrisori din închisoare, Bonhoeffer a argumentat că stupiditatea este un dușman mai periculos al binelui decât răutatea, pentru că în timp ce poți protesta împotriva răului, acesta poate fi expus și prevenit prin utilizarea forței. Pe când în fața stupidității, suntem lipsiți de apărare. Nici protestele, nici utilizarea forței nu funcționează aici. Argumentele sunt ignorate. Datele care contrazic prejudecățile unei persoane stupide pur și simplu nu sunt crezute, iar când devin irefutabile, pot fi date la o parte ca neimportante sau accidentale. Astfel, o persoană stupidă este mulțumită de sine și fiind ușor de iritat, devine periculoasă când trece la atac. De aceea, este necesară o mai mare prudență în relaționarea cu o persoană stupidă decât cu una malefică. Dacă vrem să știm cum să depășim stupiditatea, trebuie să înțelegem natura. Este cert că stupiditatea nu este în esență un defect intelectual, ci unul moral. Există ființe umane care sunt remarcabil de agile intelectual, dar stupide, în timp ce altele mai lente intelectual sunt departe de a fi stupide. Impresia lăsată este că stupiditatea nu este atât un defect congenital, cât derivă din faptul că, în anumite circumstanțe, oamenii pot deveni stupizi, sau mai degrabă, acceptă procesul acestei deveniri fără opoziție. Oamenii care trăiesc în solitudine manifestă mai puțin des acest defect decât indivizii din grupuri. Astfel, se poate concluziona că stupiditatea este mai puțin o problemă psihologică cât una sociologică. Devine evident că orice creștere puternică a puterii, fie politică, fie religioasă, infectează o mare parte din omenire cu manifestări ale stupidității, ca și cum ar fi devenit o lege sociopsihologică, în care puterea unuia necesită stupiditatea celuilalt. Procesul vizibil aici nu este definit de faptul că anumite capacități umane, precum inteligența, nu mai funcționează brusc. În schimb, pare că sub impactul copleșitor al creșterii puterii, oamenii sunt lipsiți de independența lor interioară și, mai mult sau mai puțin conștient, renunță la o identitate autonomă. Faptul că o persoană stupidă este adesea încăpățânată nu trebuie să ne facă să credem că este și lipsită de independență. În conversație cu ea, simți practic că nu interacționezi cu un om real, ci cu sloganuri, cuvinte cheie și lucruri asemănătoare, care au ajuns să o controleze. E ca și cum a căzut sub o vrajă. Devine orbită, manipulată, iar ființa sa pare supusă abuzului, devenind astfel un instrument lipsit de minte. Persoana stupidă va fi capabilă de orice lucru malefic, fiind totodată incapabilă să distingă manifestările răului. Doar în urma unui act eliberator necondiționat, aceasta poate învinge stupiditatea. Astfel, trebuie să ne împăcăm cu faptul că în majoritatea cazurilor, o eliberare internă autentică devine posibilă doar când cea externă a precedat-o. Până atunci, trebuie renunța la toate încercările de a convinge o persoană stupidă. Bonhoeffer a murit din cauza implicării sale într-un complot împotriva lui Adolf Hitler, în zorii zilei de 9 aprilie 1945, în lagărul de concentrare Flossenbürg, cu doar 2 săptămâni înainte ca soldații Statelor Unite să elibereze lagărul. Acțiunea nu izvorăște din gândire, ci dintr-o pregătire pentru a fi responsabil. Testul suprem al unei societăți morale este lumea pe care o lasă copiilor săi, a spus Bonhoeffer.
Vezi descrierea de mai jos pentru a citi textul original al lui Bonhoeffer, după 10 ani. Pentru mai multe informații despre Bonhoeffer sau pentru a descărca acest videoclip fără muzică de fundal, accesați sproschool.com. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproschool.com.